Locatarii blocului 4/220 din cartierul Tineretului au privit neputincioși timp de un an de zile cum subsolul imobilului este inundat și nimeni nu le întinde o mână de ajutor. După nenumărate sesizări adresate autorităților locale, nimeni nu s-a grăbit să ia vreo măsură pentru a-i ajuta pe oamenii de aici. Cu o ultimă speranță, proprietarii blocului 4/220 au cerut sprijin în rezolvarea acestei probleme și deputatului de Giurgiu Nicolae Florian. Avem apă la Subsol, strânsă aproape de un an de zile, care n-am reușit, că avem, noi nu mai aparținem de asociație. Suntem locatarii care aici ne gospodărim cum putem, aici la noi. Și am reușit că, prin intermediul domnului deputat Florian Nicolae, să scoatem și noi apa, ne-a ajutat de la dânsul, prin intermediul dânsului am putut să scoatem apa de la acest Subsol. Spune oamenii că au apă la Subsol, n-au avut căldură, țeve sparte, dar abia ieri de când umblă săracii, dar făcut de ne-a băgat și nouă căldură de ieri. Deși nu s-au așteptat ca problema ce imagină de mai bine de un an să se rezolve într-un timp atât de scurt, locatarii blocului au avut posibilitatea astăzi să vadă cum o echipă de muncitori au venit pregătiți cu toate cele necesare pentru a-i scăpa de apa de la subsol și de mirosul neplăcut. Pentru a fi sigur că problema s-a rezolvat, deputatul de Giurgiu Florian Nicolae a venit personal să vorbească cu oamenii și să se asigure că necazurile lor au la sfârșit. Avem lumină aici. Apoi subsolul plin până la... până acolo, sus, apăs, apă de un an de zile aici, da. Și am reușit cu oamenii să mai sunt niște bani și am rezolvat problema căldurii și scurgerii. Acum de-a rămas fecarile, care nu putem să le scoatem, nu au covitanul de ceva, ale de acolo de jos. Și că pe scara asta sunt oameni de ăștia. Cât mai este, cât mai aveți? Ce înseamnă asta? Poate? Cam cât ar mai fi de tras? Apă nu mai e. Păi și atunci fecalele cum? Adică scoateți fecalele? Ce păi, sunt? E instalația spartă? Nu, când a căzut până am pus noi toate astea, s-au strâns. Datorită bunei colaborări dintre cabinetul parlamentarului de Giurgiu Florian Nicolae și autoritățile locale, greutățile pe care locatarii acestui bloc le întâmpinau în fiecare zi s-au finalizat azi. Au avut o problemă cu privire la apa din asanarea apei din subsolul blocului. Alături de autoritățile locale am fost alături de oameni și iată că ei sunt mulțumiți pentru că au reușit să scoată apa parțial de la subsolul blocului și să-și repare instalația de încălzire, astfel încât au căldură acum pe perioada începutului iernii. Mai departe vedem ce măsuri se impun a fi luate alături de autorități să putem să ajutăm pe toți cetățenii și bineînțeles și pe domniile lor de aici. Am încercat să-i ajutăm și am reușit să scoatem apa de la subsol. Urmează acum ca și locatarii scării respective, scara B, să facă curățenie la subsol, să întrețină rețeaua de apă și atunci când apare câte o defecțiune să intervină prompt, pentru că altfel nu am făcut nimic, să ajunge de unde am plecat. Numărul giurgiuvenilor care vin la cabinetul deputatului pentru a spune necazurile și pentru a găsi o rezolvare în ceea ce imagină crește de la o zi la alta. Fie că au nevoie de un loc de muncă, fie că autoritățile locale nu sunt dispuse să le întindă o mână de ajutor într-o problemă, oamenii cer sprijinul parlamentarului Florian Nicolae pentru că nu doar odată a demonstrat că este alături de giurgiuveni și de necazurile lor.